venit, ce mai faceți? Eu sunt Andra și astăzi v-am pregătit un nou episod din vlog, așa că să începem! M-am trezit de dimineață. A trebuit să plecăm cu trenul ca să ajungem la timp în Mamaia, aici la Fenicia, la spectacolul de la plajă. Doar că cineva s-a trezit prea târziu, adică eu. Mi-am pus alarma la 4:30 dimineața ca să am timp să mă pregătesc, să-mi iau bagajele și să ajung la timp la gară. Trenul a fost la 6:15 și toată familia s-a trezit la ora 5:30. Din fericire am ajuns la timp la gară, doar că mai aveam doar 10 minute să cumpărăm bilet. Suntem în gară, plecăm către Constanța și mai sunt 10 minute până pleacă trenul și nu găsim... trebuie să mergem să luăm bilet și nu găsim unde să luăm bilet. O, Doamne, sper să-l prind eu. Mai e foarte, foarte, foarte puțin. Dar sigur, prindem, sigur, trebuie. Da, și am prins trenul, l-am urcat, a fost foarte, foarte bine. Da, și am ajuns în vagon. Astea sunt locurile noastre. Și am plecat. Și răpără aici cu mine. Și mami. Hei, mami. Am ajuns în Constanța. Și am ajuns la Constanța. Nu eram sigur că aici e Constanța, dar am întrebat pe cineva și ne-am dat seama. Da. Uite ce tren lung. Lumea încă a rămas în tren că duce la Mangalia. Am fost niciodată la Mangalia. Yay! Și acum urcăm un maxi ca să ne ducem la hotel. Și am ajuns la Fenicia într-un final. Nu știu dacă mai prindem asta, că e 10:30. Am reușit să prind și masa, pentru că muream de foame, nu mâncasem nimic de dimineață. Iar apoi am plecat către spectacolul de dimineață de la plajă. Hai, toți copilașii de pe plajă alături de voi, pe scenă, Andra Bogdan este alături de voi, cu ea vă veți distra, cu ea veți dansa. Și sus, și jos, și sus. Foarte bine, și acum luăm norișorii de pe ce? Sus, o mânuță, bravo! Așa! Se deghisezi și mânuța în față! Și la Fenicia Holiday Resort! Și am terminat spectacolul pe plajă. Acum dăm o fugă până la apă. Pentru că am stat toată vara la mare și m-am băgat doar de 2 ori în apă. Sunt și cu mami. Ah, ce bine. E super moale nisipul. E foarte tare. Multe alge. Iar apoi m-am pregătit și am plecat din nou la masă. Și acum mergem la masa de prânz. E super tare vânt afară. Dar e bine. După masă am plecat la Aquamagic, la emisiunea E Vara Ta, unde am filmat 3 ore. Și tu de la emisiune, Alexei! Ne-am distrat foarte tare, am avut mulți invitați, am cântat, am dansat și dacă vreți și voi să vedeți emisiunea, în fiecare vineri, sâmbătă, duminică de la ora 18 pe Neptun TV și reluare luni, marți, miercuri la ora 15 tot pe Neptun TV. Și ne-am întors înapoi la hotel pentru că ne pregătim pentru cursul de dans de la piscină.
Și continuăm ce am făcut eu astăzi. După piscină m-am dus la masa de seară, iar apoi m-am dus alături de Răzvan la spectacolul pe care îl facem în fiecare seară aici la Fenicia. A fost o zi super plină, iar eu m-am distrat foarte tare. Iar dacă v-a plăcut și vouă acest episod din vlog, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă pup!